sufletul artistului, care ne vorbește nu prin cuvinte, ci prin culoare. Astăzi, la tvclujam.ro, în cadrul emisiunii noastre, Pictura parte din viața mea, o avem ca invitată și o vom cunoaște pe Ioana Mocan, artist plastic, cu care vom vorbi despre ce reprezintă pictura pentru ea. Iar spre sfârșitul emisiunii, cum ne-am obișnuit deja, vom urmări un filmuleț cu o parte din lucrările artistei Ioana Mocan. Așadar, Ioana, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a fi prezentă azi aici în studio. Cu drag! Așa, și pentru ca să începem cu începutul, ca să ne cunoască toată lumea, prima întrebare ar fi: cum ți-ai descoperit talentul? Care a fost momentul sau cum a fost momentul? De fapt, la mine nu cred că l-am descoperit. Cred că a existat întotdeauna. Ai știut întotdeauna că există. De când eram copil, îmi plăcea să desenez. Bunica mea, de exemplu, îmi dădea felicitări din aia, cum erau pe vremuri, îmi dădea și eu le copiam frumos și desenam. Și îmi plăcea foarte mult lucrul ăsta. Și la școală, când am ajuns la școală, lucrările mele erau tot timpul prezente în expoziția de sfârșit de an și eram așa foarte încântată că erau apreciate. Deci conștientizai, practicai. Da, da, da. Și latura asta artistică mi-a plăcut dintotdeauna. Caietele mele, de exemplu, erau pline la spate de desene. Floricele, capete de oameni, Disney, din Disney, personaje din Disney, deci tot ce îmi venea desenam. Acum că zici, mi-amintești și eu făceai în timpul orelor sau că mai făceam și eu asta? Da. Câteodată, da, și în timpul orelor făceam lucrul ăsta, dar așa, rapid, da, venea da, inspirația. La sfârșitul caietului, da. Uite, vezi, făceam și eu, acum mi-amintesc. Da. Și mi-am dorit să fac ceva în domeniu, numai că părinții mei m-au îndrumat în altă direcție. Ca mare majoritate, de altfel. Da, din păcate. Și am făcut totuși ceva artistic. Am făcut 2 ani de vioară și pian. Deci tot am făcut ceva în domeniul artistic, da, da, da. Dar nu era pictură. Și atunci am doream pictură, că vedeam pe pereții școlii, vedeam picturile și eu aia vroiam, nu muzică. Dar așa a fost să fie. Și între timp m-am căsătorit și am avut copii și mi-a umplut toată viața, vreau să spun, și n-am mai avut timp de alte pasiuni. Da. Dar acum că copiii mi-au crescut, cum se spune, ne putem puțin ocupa și de noi, nu? Cam da. Și de sufletul nostru. Știi ce-mi place? Am remarcat de lungul emisiunilor, toate încep de la bunica. Ne-am place expresia asta. Da, bunica mea a fost un om simplu, nu avea decât 4 clase, dar atât de bogat sufletește. Și acum mă emoționez când mă gândesc la ea. Cred că este cel mai important, da, și ți-a transmis și ție, probabil, că e un lucru foarte frumos. Da, da, da. Ea îmbina foarte frumos lucrul, deci lucra, era croitoreasă în sat, dar îmbina foarte frumos lucrul ăsta, croitorie cu sut, cu lucru în grădină, cu lucrurile casnice. Tot un fel de creație, oarecum. Și asta mi-a imprimat și mie și un program riguros, dar totuși lejer, nu știu cum să spun. Eu nu mă simțeam constrânsă niciodată, dar era program de masă la ora fixă, trebuia să ajut și eu să particip la treburile casnice și vreau să spun că acolo stăteam aproape toată vara. Și toată vara afară, petreceam timpul afară, da, știi cum cu copiii din vecini. Acolo am învățat să cos, deci acolo am prins drag și de meseria pe care o practic. De la ea am învățat să croiesc. Mă uitam la ea, eram fascinată cum taie materialul și iese la final un lucru minunat. Și am urmat și eu, cu toate că nu m-am gândit niciodată că asta vreau să fac în viață. Da, sau că vei ajunge în punctul acesta. Da. Da, am ajuns să îmi câștig existența din croitorie. Da, da, da.
Din păcate am avut un impas la un moment dat și n-am mai vrut să aud de croitorie și atunci am zis trebuie să fac ceva, să ies din impas și am început să caut și am descoperit cursurile de design vestimentar de la Școala Populară de Artă. Dacă sunt și cursuri. Da, și design. Am făcut designul vestimentar și am intrat oarecum în mediul ăsta artistic. Și acolo erau de la pictură, de la grafică, se făceau vernisaje. Și am zis, wow, ăsta e mediul meu. Și atunci ai ajuns bine atunci. Da. Am făcut 3 ani la design vestimentar. 3 ani, așa? Da. Și în ultimul an, pentru că aveam un impas cu culoarea, nu combinam bine culorile și... deci aveai o problemă, mai știu pe cineva. Da. Am făcut asistență artistică cu Cristi Goilă. Da, cunosc pe Cristi sigur. Și așa mi-o deschis orizonturile, da. Și anul următor m-am înscris la pictură. Da. Acum am deci și terminat. De acolo, da. Da. Este pentru tine pictura o metodă de comunicare cu persoanele din jur? Știi că noi artiștii, cum am eu vorbă, vorbesc mai puțin și mă exprim mai mult pe pânză. O metodă de comunicare practic... cu cei din jur. Nu știu neapărat dacă e o metodă de comunicare, e o metodă de exprimare a sufletului meu. Tine, deci eu încerc să exprim ceea ce simt eu și dacă oamenii din jur rezonează cu ce transmit eu, atunci și lucrările plac. Eu am persoane care vin la mine, apropo, la mine în sufragerie, este o mini-galerie de artă. Soțul meu în pandemie a zis, hai să facem ceva cu peretele ăsta, că e prea gol. Și am amenajat o mini-galerie de un perete sau mai mulți? Un perete. Așa. Dar e destul de mare, că e camera mare. Și când vin oamenii la noi, prieteni, cunoscuți, așa... Stai că rămân câteva secunde, așa... Da, stau și se uită și se uită și ce mie ăla îmi place, mie ăla îmi place. Dar fiecare, am observat că fiecare are alte preferințe, altceva place. Ce îmi plac mie, poate nu plac la alții, nu rezonează. Unul care am zis că ăsta nu-i, mi-a ieșit așa... mai urât, ca să zic zici, așa. Zici, și mine urât. Da. Ei au plăcut mai mult la așa alții. Așa pot și eu. Da. Și am zis, wow, înseamnă că nu trebuie să stric nicio lucrare. deci tu ai tendința asta. Și mulți alții de altfel. Și mai fac lucrul ăsta, lucrări care nu-mi plac, iau pânza și fac peste. Chiar acum, anul de mult, pe o pânză mare, am făcut un elefant peste un peisaj. Definește mare, ca să... Cum? Definește mare. 50x70. Cam sunt cele mai mari dimensiuni pentru tine? Sau n-am lucrat pe pânze mai mari, că nici n-am spațiu foarte... Spațiu de desfășurare? Spațiu de lucru. Da. În primul rând. Da, am și pânze. Mi-am luat și pânze mai mari. Am zis că vreau să încerc și ceva mai mare. Și m-am gândit la nuduri, că asta trebuie să... Îți trebuie spațiu ca să să lucrez un nud. Nu pot așa. Cu toate că am lucrat și pe pânză de 50x60, am lucrat nud în cuțit. În cuțit, da. Dar mi-am făcut schițele înainte și așa și mi-a ieșit foarte bine. O și fost cumpărat. Ai lucrat sau... Lucrez și acrilic și și în ulei, deci și în pensulă și în cuțit. Tehnica amestecată sau separată? Știi că sunt poate și amestecată. Da. Uneori lucrez numai în cuțit și astea sunt lucrurile care mă provoacă pe mine cel mai tare, că detaliile sunt foarte, foarte greu de realizat, detaliile mici. Da, și spectaculoasă în același timp. Da, prin încărcarea, știi? Materialului și apa asta iasă
Și relief au Și acum am descoperit pasta de construcție. Da? Asta e interesant, spune-mi, te rog. Da. Este un fel de pastă ca și gipsul. Ca și gen bază? Pentru... Da, da. Dacă vrei să scoți chestii în relief, de exemplu, la peisaje merge foarte bine, când vrei să scoți stânci, de exemplu, care să iasă în relief. Sau la flori merge, iar eu am încercat dacă flori. Să nu fie. La petale. Și deci... dai baza respectivă, lași da. Să se miște și pe urmă le dai cu în culoare? Cu un culoare peste. A, poate avea cu luminile, cu umbrele. Da. Merită încercat. Primul meu tablou în genul ăsta a fost un abstract, care acum e în expoziție la Vidin. E și foarte colorat. Da, știu că l-am numit. Acum mi-am amintit de el. Da, foarte frumos. În culori calde. Da. Deci, acum îmi place și mie să mă îmbrac, precum se vede, în roz și da, în culori puternice. Eu nu mă îmbrăcam așa. Ce nimeream în dulap, aia puneam pe mine. Dar anul ăsta am avut așa un an a rozului, pot să spun. Rozului. Eu sunt acum cu albastru. Și am fost cu albastru multă vreme. Picasso avea așa perioada albastră, exact, perioada așa. Da. A fost momente când nu ai reușit să pictezi? Da, și am zis, mi-a dispărut inspirația, dar de obicei oamenii din jurul meu reușesc să te ridice. Să redea din nou, că și eu am pățit, am zis, nu mai pictez, gata. Și după câteva zile mi se face un dor de pictat încât am și uitat ce am spus. Deci nu mi se întâmplă numai mie. Nu, cred că e un fenomen general. Cred că muzele se amuză. A, uite, la asta nu m-am gândit. Mie îmi place să-mi imaginez așa că sunt în jurul nostru și altfel de entități sau energii care ne influențează și ne ajută sau ne încurcă, depinde cum ne dă o anumită stare în care ea să practic lucra pictura. Da, e o chestie. Și muza cred că aduce un aport benefic artiștilor în general, pictorilor. Și încă nu m-am gândit la ideea cu muza, dar am să mă gândesc și la ideea asta cu muza, sună interesant. Mai nou am văzut că și în filme apar filme ca și personaje, ca să zic așa. În momentul în care a dispărut muza, nu mai iasă pictura. Da, asta e valabil la oricine, deci orice fel de artist sau orice, indiferent că cântă sau pictează sau scrie sau... Eu așa cred că om, ca să poți să creezi trebuie să ai o anumită stare ca să poți să creezi și asta poți să ți-o induci. Și pentru cine nu știe, un artist aș putea spune că depune un efort destul de mare, adică nu este ușor să pictezi, pentru că tu creezi în prima fază, nu? Da. Îți faci un plan, te gândești și la rezultat. Nu este ușor și mă gândesc că este un vis care poate nu oricine are șansa de a-și îndeplini acest vis. Că nu e tocmai destul de costisitor, dacă stăm să ne gândim, pentru cine nu știe, că poate sunt mulți care zic că nu mă trage niște linii, nu e chiar așa. E o investiție destul de uriașă, aș spune. Trebuie să-ți permiți, trebuie să ai timp, trebuie să-ți placă. Și mai apoi să fii apreciată. Cred că asta e bucuria cea mai mare. În primul rând de tine. Asta vine. Da. Vine cu timpul. Vine cu timpul. Păi da, în tot învățăm. E adevărat. Eu am zis că pictez nu pentru bani tine, sau pentru... Că m-am văzut pe grupuri că tip comercial, că sunt care... Da, fiecare. Vor să câștige de la primul tablou pictat. Deci unii chiar așa gândesc. Da, exact. Dar eu pictez pentru că îmi place și pictând ceea ce îți place, ajungi să redai bucuria aia de a trăi. Practic, să o redai pe pânză și oamenii să o simtă. Da, și... că de fapt despre asta e vorba. Asta înseamnă să fii artist, să pictezi.
Da, și nu m-am gândit niciodată la ceva comercial. Hai să fac ceva comercial, că ăsta se vinde. Asta poate să fie la decizia artistului, aș spune eu. Și că la un moment dat treci un timp și pictezi și poate vrei să încerci altceva. Și zici, da, bine, de ce nu? Sunt care trăiesc din pictură, știi? Nu e neapărat ca un hobby. Și atunci probabil că orizonturile sunt puțin mai deschise și spre alte. Da, așa e. La mine e un hobby deocamdată. Nu trăiesc din asta. Poate dacă aș trăi din asta, da, aș încerca și puțin ceva, da, mai comercial, ca să spun așa. Dar deocamdată pictez pentru că îmi place. Aș și putea spune că e un caz fericit. Da. Și îmi place să experimentez și să descoper metode noi de a lucra. Acum, de exemplu, am lucrat în culori, alte culori decât se folosesc de obicei pentru piele, de exemplu. Am făcut un elefant albastru. Ai încercat altceva, da. Și sunt foarte încântată de ce a ieșit, de ce sunt așa entuziastă de-a dreptul. Și o să încerc pe linia asta să merg, să văd ce pot să descoper, ce da, iese din asta. Așa că până la urmă este o descoperire. Da, da. Știi că povesteam înainte de emisiune că mi se tot spune să-mi caut un stil anume. În momentul în care te uiți, știi, la poze, zici, asta e, că asta e tabloul cu tare și cu tare. Știi, dar părerea mea este că unde ar mai fi farmecul în a explora, în a te juca. Sigur că la un moment dat o să avem stilul nostru, dar eu încă nu vreau să-l găsesc. Adică eu încă vreau să mă joc, nu știu. Așa e. Așa asta e partea frumoasă, că pe urmă o să avem și noi un stil al nostru. Cred că nu despre asta este vorba. Stilul cred că vine cu maturizarea, da, cu maturizarea artistică. Acum eu cel puțin, cu toate că deja pictez de 4 ani, încă simt că am încă foarte mult de învățat. Da, și atunci nu mă gândesc neapărat să-mi formez un stil sau ca să fie recunoscut, da, sau așa sunt și eu. Da. Prefer să explorez, să ne jucăm, să vedem, uite, partea cu zona cu albastru, știi? Acum și tu cu elefantul, vezi ce fascinată e, da, da, de rezultat. Da, și poate că cine știe ce o să mai descoperim și ce o să mai facem. Da, este adevărat că pictura este o terapie pentru suflet. Că până la urmă nu degeaba se face despre terapie. Despre asta este vorba, da. Exact. Deci pentru noi artiști. Dar nu e numai asta. Sunt cursuri specializate pentru cei care au depresii sau alte probleme emoționale, da, sau știu eu. Și pictura ajută foarte mult să se exprime. Și cel care știe să descifreze ceea ce iese din practic mâinile lor, poate să-l ajute, tot prin artă, tot prin ceea ce fac acolo. Eu am văzut oameni care numai în negru și culori închise lucrează și da, probabil că așa simte, vine din interior, știi? Peste, da. Da. Probabil. Că așa am început și eu. Tot am stat și m-am gândit. Dacă ar fi să fie, găsesc un stil din întuneric, așa gândesc eu, din întuneric să scot ceva la lumină. Poate că alții gândesc altfel. Da. Din lumină să temperez sau o ilumină, știi? Da, da. Eu... În perioada renascentistă se scotea, de fapt, la lumină figura umană. Da, exact. Deci exact. Totul era întunecat, inclusiv și îmbrăcămintea era întunecată. Era cam în același ton cu fundalul, cum ar veni. Da, și singura parte luminoasă era fața. Practic pielea sau mâna, da. Deci ce ținea de... Deci asta tot din întuneric era, da, scos ceva la lumină. Da, probabil că și merge undeva spre stilul ăla, dar mă-l mai evit puțin. Ce pot să mai descoper? Eu am așa o reținere să folosesc negru chiar și în pictură. Da, negru nu mai folosesc nici eu de mult, în schimb culorile închise, că de fapt asta vreau să zic, din culoarea foarte închisă. Nici eu nu mai folosesc negru. Eventual culori închise, roșu, albastru, umbrele arse, dar nu mai folosesc negru, da, mare lucru.
Da, e foarte interesantă combinația. Deci dacă combin toate culorile de bază, iese o culoare închisă. Da, care culorile probabil, reci predomină oricum. Da, și dacă pui cât un pic de alb sau așa, deja iese o tonalitate de nuanțe acolo. Pe mine și asta mă fascinează, ce poți să scoți din culorile de bază. Foarte multă vreme am pictat doar cu culorile de bază, deci n-am folosit altceva. Le-am combinat între ele, am văzut ce iese, ce pot să fac cu ele și așa mai departe. Deci practic te-ai jucat, ai explorat, asta e vorba. Da. Am mai introdus și alte culori, alte nuanțe. Acum am luat, de exemplu, din acrilic, mi-am luat multe nuanțe din astea așa deschise, portocaliu. Adică toate culorile trebuie să numai da, portocaliu, violet, de exemplu, nuanțe de verde. Care practic le poți obține din culorile primare. Da, dar parcă nu aceeași, depinde. Nu, că poți nu ies întotdeauna. Impactul la culoarea puternică, da. De exemplu, violetul mie întotdeauna mi-a dat dureri de cap. Poți să combini albastru cu roșu, dar iese un violet, deci nu violetul ăla frumos. Curat. Da, știu, iasă. Și probabil spunea cineva, nu mai lucra murdar. Lucrează curat. Încep să înțeleg ce vrea să spună. Și că anumite culori, dacă îmbini culorile calde cu reci, culoarea caldă ți se murdărește deja, știi? Da. Culorile calde, dacă le amesteci între ele, ar fi ok. Și acum încep să învăț să lucrez curat. Am început să înțeleg termenul, știi? Da. Bine, sunt multe lucruri de învățat. Avem o viață întreagă înainte, asta e vorba soțului meu. Exact. el are expresia asta și spune că nu trebuie să mă grăbesc cu nimic, să o iau încet și să mă descopăr, să mă dezvolt, să nu grăbesc pașii, că totul trebuie să aibă un ritm al lui, că ca orice lucru pe care îl înveți trebuie să-l lasă să se sedimenteze, să se dezvolte, să evolueze. Nu poți, nu acum, gata, am făcut asta și îs expert. Nu sunt expert. Trebuie să lucrezi foarte mult ca să se formeze mâna, de exemplu. Pentru figurativ, de exemplu, aveam, cred că vreo 600 de schițe făcute. Schițe, efectiv. Pentru mișcare, pentru gen, poziția corpului. Da, crochiuri. Care se fac destul de repede, doar așa, ca idee. Da, după croquis cafe am lucrat, acum l-au închis, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar avea o postură, 2-3 minute sau 5 minute și în 5 minute trebuia să surprinzi toate detaliile. Poziției corpului. Da, dar era corp uman și era în poziții ciudate uneori și trebuia să le surprinzi. Cum în 5 minute. O provocare. Provocare? Că la început mi-eșau niște monstruozități. Și acum când mă uit peste ele, zic, oare chiar eu le-am făcut? Da. Vezi, acum le vezi cu alți ochi. Interesant. Da. Da, mi-am format mâna oarecum și acum, când am de făcut figură umană, trebuie să mă gândesc, oare cum vine umărul, cum vine capul, oare nasul, e bine poziționat. Deci e nevoie totuși de studiul acela pentru anatomia omului, ca și la animale. Da. Și la animale trebuie să știi exact ca să poți să redai pe om. Cât de cât, poate să fie gen pictural sau... Depinde. Da. E o provocare, practic, toată... De fapt, nu e muncă. E muncă distracție, nu știu cum să spun. Depinde fiecare. Da, acum, uite, de exemplu, cine e mai perfecționist așa ca mine, poate câteodată se mai supără, enervează și atunci ia cuțitul și rezolvă ce n-a reușit în pensul. Da. Eu încă așa de drastică. Eu nu, ce nu-mi iese, le iau și le pun deoparte. Deci chiar am și pânze mari pe care am lucrat de
60 pe 70, de exemplu. Când zici așa mare, mă gândesc la un metru pe... Nu, la mine astea sunt mari. Mari, da. Alea le iau așa și că le ce se poate impune o dimensiune anume ca să pictezi? Pentru că, da, poate vrei să pictezi un peisaj, automat trebuie să fie ceva, nu? Și nu neapărat să-ți impună cineva peisaj, trebuie să fac dimensiunea respectivă sau portret sau... Nu, e pe cum simți, nu. Vrei să spun. De obicei, când mergi la expoziții, la diverse galerii, ei dau un maxim de 60, da, de 60 sau 70, ca să fie cât de cât o armonie între lucrări, să nu fie una foarte, foarte mare și una chiar miniatură. Deci acolo am înțeles de ce. Dar la mine e problemă și cu depozitatul, că deja am aproape 100 de lucrări și... Ai așa multe! Chiar soțul meu le-a catalogat acum recent și cam pe acolo. Da, foarte frumoasă e că poți să vezi evoluția. Da. Da. Alea mare e greu de depozitat și eu așa văd cel puțin florile și astea merg pe formate mai mici și peisajele, așa. Peisaje de astea să fie totuși 50 pe 60 sau 60 pe 70, să nu fie chiar portrete. Îți place să faci portrete? Cred că asta m-a fascinat pe mine întotdeauna, figura umană. Și acum, și când eram copil și când mă duc în excursii, de obicei în țări străine, mă uit la fizionomiile oamenilor. Îmi place să observ, să observ. Uh-huh. Și uneori chiar schițez. Serios? Da. Da. Eu găsesc oameni care au trăsături mai aparte și atunci nu, îți rămân, nu, rămân în minte, da, și trebuie să le imortalizez cumva. Deocamdată nu lucrez foarte mult figura umană sau portrete. Dar lucrez de toate. Cum mă inspiră momentul? Dacă acum am chef să fac portret, fac portret. Dacă vreau, nu știu, natură statică sau altceva, asta fac. Și am observat încă un lucru. Mi-e foarte greu să lucrez pe comandă, ca să zic așa. A, nu ești singura. Mai am prieteni care îmi spun, bă, mie îmi trebuie un tablou așa și așa și așa. Asta spuneam vis-a-vis de cei care cred că doar tragi niște liniuțe și da, nu e așa ușor. Țin minte că o prietenă de-a mea vrea pe Iisus într-o anumită postură, cu hainele să aibă anumită culoare și mi-am găsit imaginea de inspirație, dar n-am putut să lucrez la el, cred că vreo 3 luni de zile. Deci mi-am făcut schiță, tot. Am încercat să mă apuc, nici cum. Și ai reușit. Și într-o zi, înainte de Paște, da, deci atunci a fost momentul lui, atunci... Ai reușit, așa, deodată. O și ieșit foarte bine și foarte încântată de el, prietena mea. Dar, îți spun, m-o chinuit, ca să zic așa. Da, da, pentru că dacă simți că nu poți, efectiv nu. Nu iese. Da, nu, așa este. Așa este. Ioana, îți mulțumesc din suflet. Sper să ne revedem și sper că ți-a plăcut la noi. Da, așa, foarte mult. Dragi prieteni, vom urmări acel filmuleț în care vom putea vedea o parte din lucrările artistei Ioana Mocan. Thank you.
Știam că de acolo te-ai inspirat, e frumoasă. Adică m-am gândit. Dragi prieteni, pentru că suntem la final de emisiune, vă mulțumim celor care ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, numai bine!